Emisiune sponsorizată de Holland Farming, distribuitor de biostimulatori, îngrășăminte speciale și semințe profesionale pentru legumicultură. Bună ziua și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În Grădina Danei. Dragii mei, suntem tot la Sfântul Gheorghe, la Dalia, la o Dalie între Dalii. Mulțumesc, domnul Rendi, că ne-ați primit aici, în sărele dumneavoastră. Este prima dată când văd Dalia așa înalte la dumneavoastră. Vreți să vă readuceți aminte că ați început cu daliile? Bine ați venit! Prima dată anul acesta am pus dalii așa de mari, în ghivece de 23. E o comandă specială, nu prea ne place producătorilor să facem flori așa înalte, mari, pentru că transportul costă enorm de mult. Vă reamintiți cum a fost la început? În anul 1982 am început să cultiv dalii. Cultivam dalii pentru floare tăiată și aveam în anii 86-87 vreo 40 de culori, tipuri, ce era atunci în anii aceia ceva extraordinar. Ceva extraordinar. Daliile au multe tipuri, pentru tăiat, pentru decorație, pompon, pentru ghivece mici. Deci e o varietate foarte mare în familia aceasta. Mie mi-au plăcut totdeauna daliile și cultivăm și acum dalii, dar în ghivece numai mai mici. Mai mici. Dar se cultivă la fel? Unele tipuri se cultivă din sămânță, altele tipuri din butaș și tipurile mari fac bulbi care toamna se pot pune în pivniță și dacă avem condiții să nu se usuce, nici să nu se usuce și să stea acolo bine până în primăvară, atunci bulbii aceia se pot planta, dar de obicei când făceam acum 40 de ani producție de dalie pentru tăiat, atunci eu plantam bulbi. Bulbii făcuți într-un an, în primăvara următoare desfăceam, făceam 3-4 cuiburi din ele și așa înmulțeam eu atunci daliile. Acum cele mai multe dalii se înmulțesc prin butaș. Sunt frumoase și cele mici la ghiveci, îmbracă frumos o terasă pe care o avem, sau eu știu, în balcoane dau foarte bine, pentru că nu peste tot poți să pui dalii în curte. Deci da. cele mai mici fac tufiță de 15 cm, cele mai mici, dar în general cele mijlocii, așa un 20-25 de centimetri și înfloresc din primăvară până dă înghețul și scot flori frumoase. Dalia nu e o floare foarte rezistentă, are nevoie de apă pentru că se usucă, se ofilește foarte repede dacă... Deci nu trebuie să ratăm nicio zi. Nu trebuie să ratăm să... Udarea, zic așa. Da. La udare îi punem și puțin îngrășământ? Normal, ca să... Mai ales dacă ținem frunze în ghiveci, ca să ajungă la dimensiunea asta, trebuie să dăm și mâncare. Normal, noi dăm la fiecare udare îngrășământ. Dacă cineva plantează pe sol, normal că acolo nu trebuie, dar în fiecare zi, dar e bine și acolo, depinde cum e... Și ce știu eu de la bunici, puneau întotdeauna daliile la soare, în curte, așa se pun și acum, adică suportă soarele fierbinte. Au fost unele tipuri, acum 40 de ani, pe care le cultivam, care erau sensibile, dar nu afară, în seră se ardeau unele tipuri, dar acele tipuri nu mai văd eu pe piață acum. Domnul Rendi, vă mulțumesc.
Vă mulțumesc eu. Și să aveți parte de mult succes și de o vânzare cât mai bună. Dragii mei, noi dăm o fugă până la Dăbuleni. Porumbul zaharat este foarte la modă anul acesta, așa că trebuie să învățăm cum să-l îngrijim. Cultivatorii, din dorința de a obține profituri cât mai sigure și dacă se poate și mai mari, au tot schimbat de la porumbul normal care se fierbea, dar nu era dulce, la acest porumb zaharat sau porumb dulce. Este cu totul o altă tehnologie la porumbul zaharat. În primul rând, este o desime mare. Deci la porumbul zaharat se pun 50-60 de mii de plante la hectar. Sunt hibrizi cu vigoare diferită, cu timpuritate diferită, ca și la alte culturi. Aș detalia acele particularități care deosebesc tehnologia culturii porumbului zaharat de tehnologia porumbului furajer, porumbului standard. Este vorba de faptul că porumbul zaharat emite copili. Adică, de la o anumită înălțime, apar copili și tot apar. Asta înseamnă că cultivatorul va trebui să rupă acei copili. Lăsând toți acei copili, sigur va avea în loc de o plantă 3-4 plante, fiecare va avea un porumb, un știulete, dar dimensiunile lor sunt mai mici și timpurietatea este întârziată foarte tare. De aici apare dificultatea la mulți cultivatori care stăpânesc mai puțin această tehnologie să elimine acei copili. Trebuie atenție mare să elimini copilii și să nu elimini viitorul știulete. Mergând mai departe, din aceeași dorință de a obține producții mai devreme, la un mal preț, porumbul zaharat se cultivă prin răsad. Nu prin sămânță, se face răsad și aici, ca și la tomate, ca și la pepeni, semănând semințele în alveole, într-un tunel, într-un solar și apoi se plantează la locul definitiv. Se practică și cultură în solarii și cultură în tunel. Noi aici avem doar o cultură standard în câmp deschis. Înainte de a înființa cultura, cu circa 30-40 de zile înainte, trebuie să începem semănatul. Trebuie să pregătim cumva terenul înainte de a pune plante, răsadurile? Bineînțeles că pregătirea terenului trebuie făcută, indiferent că suntem în zona solurilor nisipoase sau în zonă de cernoziom. Arat, fertilizat, discuit și, în final, plantat. Ați spus un sistem de irigare prin picurare. Înseamnă că are nevoie de multă apă? În zona noastră nu putem vorbi de o cultură care să se facă fără apă. Se erbicidează? Ați atins un subiect delicat. Porumbul zaharat, spuneam că are anumite particularități. Una din ele a fost cea cu emiterea de copili. A doua particularitate este combaterea buruienilor. Sunt foarte puține erbicide care sunt suportate de porumbul zaharat. Nu putem folosi erbicidele cunoscute la tehnologia porumbului normal. Asta este și unul din scopurile abordării de către stațiunea Dăbuleni a porumbului zaharat. Suntem în primul an de cercetare al acestei specii. Am văzut că porumbul zaharat este pe un trend ascendent la nivel de țară. Este cerut din ce în ce mai mult de piață. Am văzut probleme cu care se confruntă oamenii și ăsta este scopul nostru, să rezolvăm problemele pe care le are cultivatorul român. Deci până descoperiți, până ajungeți la un rezultat final, nu renunțăm la sapă. Sigur că există însă și altă metodă de a preveni apariția buruienilor, mulcirea solului cu folie. De aceea văd niște folie pe aici. Da, noi avem și culturi pe folie și culturi fără folie. Nu avem aici unde suntem cultură pe folie, tocmai pentru a testa erbicide. Vrem să găsim, să identificăm erbicidele care rezolvă problema buruienilor fără a afecta planta. Cât timp ne trebuie pentru a obține? Minim 60 de zile, până când apare... Asta dacă avem căldură? Da, sigur, în condiții optime de temperatură. 60-70 de zile, dacă vorbim de cultura în câmp deschis. Oamenii, pentru a grăbi apariția, ieșirea pe piață cu porumb, folosesc și plantarea în tunel, acoperit cu folie, ba chiar există în zona Dăbuleni și probabil și în alte zone și cultivatori care plantează porumbul zaharat în solar. Fiind într-un spațiu închis, pentru ca polenizarea să se facă și să avem porumb
compact cu toate boabele, să fie complet, cu boabe formate, este nevoie de o bună polenizare și asta nu se poate face într-un spațiu închis. Din această cauză, cultivatorii apelează la aerisirea forțată a spațiului, ba chiar la trecerea printre rânduri cu un atomizor care face doar vânt, sau pur și simplu mișcă plantele trecând prin solar pentru a provoca căderea polenului pe floarea femelă. Dragii mei, avem 4 concursuri la emisiunea noastră. Toate răspunsurile le aștept pe mail la adresa daniela.constantinescu@tvr.ro. Răspunsuri însoțite de nume, prenume, adresă completă și un număr de telefon. Iată care este primul. Puteți câștiga 5 cărți de la editura Casa din Oradea dacă răspundeți corect la întrebarea care sunt titlurile celor 5 volume. Însă, dacă vreți un voucher de 500 de lei de la Micul Fermier pentru a vă cumpăra obiecte din magazinul lor, atunci trebuie să răspundeți corect la întrebarea ce campanie susține emisiunea În Grădina Danei. Dar mai puteți câștiga și o moto coasă de la Valcor. Asta numai dacă răspundeți la întrebarea câți centimetri cubi are motocoasa 310. Și de astăzi începem și o nouă etapă a concursului sponsorizat de Holland Farming. Dacă vreți să câștigați un stup de bondari și un litru de razormin, trebuie să răspundeți corect la întrebarea ce rol au bondarii într-o cultură de legume sau o cultură de flori. Și acum să mergem mai departe, până în Franța, de acolo de unde vom afla alte și alte idei noi de afaceri. Loin de l'agitation parisienne, à Pithiviers, il existe un jardin de ville très connu des amateurs de roses en tout genre, construit il y a plus de 30 ans sur une ancienne friche. C'est le jardin secret du créateur de roses, André Ève. Eh bien, quand nous sommes arrivés dans cette maison il y a 32 ans, c'était la brousse la plus complète. Des arbres morts, des ronces, des orties. Et j'ai commencé par tout nettoyer. Et j'ai voulu faire un jardin différent de tous les roseraies pratiquement publiques, où les roseraies, c'était très souvent des petits carrés de rosiers tous les 3 ou 4 mètres, avec 9 rosiers dedans. J'ai voulu associer le rosier avec d'autres plantes pour que le jardin soit visitable et beau toute l'année. Ces 1100 mètres carrés de verdure s'organisent comme un décor de théâtre. André nous en livre ses secrets. Là, nous sommes à l'entrée du jardin. C'est un petit jardin, donc tout en profondeur. Et j'ai voulu des vues sur les plants éloignés et les arbres voisins. On tient compte des hauteurs des plantes. Les plantes basses en premier plan et on élève vers le milieu des massifs. Là, j'ai beaucoup de géranium vivace. Ne pas confondre avec le pélargonium. Il y a des gens qui sont venus ici m'ont dit « Mais c'est pas cela que j'ai sur mon balcon. » Mais non, c'est pas du tout pareil. Ça, c'est le vrai géranium. Chaque rose a une histoire que l'on retrouve dans les revues ou dans les registres. Il y a peut-être 500 ans d'écart entre les deux. Bon. Beaucoup de plantes qui sont des cadeaux d'amis qui sont venus ici, qui viennent avec des plantes et qui... Et quand on passe devant, on pense à cette personne. J'ai une petite serre qui est là. Il y a beaucoup de choses dedans. Mais quand on jardine, il y a toujours les bouts que l'on casse. Alors dès que je casse une plante, je les remets dans des pots. Et ça permet de faire des cadeaux. Ce jardin, il n'y a jamais eu un seul traitement.
J'ai l'impression que plus on traite les plantes, plus on les rend fragiles. J'associe toujours le rosier grimpant avec la clématite. Le rosier, il est comme nous, il a besoin de compagne. Et la clématite, c'est la compagne idéale du rosier grimpant. Alors ça, j'ai vu ça dans une propriété à proximité, aux Grandes Bruyères, qui avait bordé leurs allées avec des rondins de bouleau. Je trouve que ça reste naturel et ça va bien avec la sciure que je mets dans les allées. La sciure, ça empêche la levée de petites herbes et ça donne une tache plus claire qui est différente du gazon et de la terre. Et puis il y a le potager au fond. Hein. Alors ça, c'est le principe du potager au carré. On en parle beaucoup maintenant. Ça a été fait pour mettre sur des étages, sur des terrasses très hautes dans les immeubles, quelquefois. Les Américains qui ont mis ça en place, ils faisaient des grands bacs de 50-60 de profondeur, remplis de terre. Et maintenant, des carrés tout faits, on en trouve partout, dans toutes les jardineries. Mais je n'ai pas besoin d'élever très haut, parce que j'ai le sol d'origine ici. Je crois qu'il y a de plus en plus de besoin de contact avec les plantes, avec la nature. C'est un rééquilibre dans une vie actuelle qui est assez tourmentée par beaucoup de choses, la paperasse et les contraintes. Bon. Et beaucoup de gens qui ont leur journée enfermée dans un bureau toute une journée ont du plaisir à retrouver leur jardin le soir. Et ça, c'est un besoin pour beaucoup. Pour créer chez vous un jardin sauvage à la manière d'André, on organise l'espace harmonieusement, les plantes plus petites devant et les plus grandes au fond. On taille les bordures bien proprement pour éclaircir la circulation et on n'hésite pas à associer le rosier grimpant avec la clématite pour densifier les massifs et les rendre plus homogènes. Iar acum mergem mai departe tocmai la Râfov să auzim ce mai are să ne spună Virgil Oprea despre bromeli. Bromeliile, dacă le privim fără ochi de cunoscător, deosebim două mari grupe. O grupă cu frunze moi, verzi, și o altă grupă cu frunze ceva mai tari, cu culori care fug către argintiu, către gri și eventual cu țepi pe marginea frunzei sau cu falși țepi pe marginea frunzei și atunci din start vom ști că cele cu frunze verzi preferă umbra și semi-umbra, pe când cele cu frunze argintii mai rigide, acelea vor prefera o lumină mai puternică, ferind-o totuși de razele directe ale soarelui. În ceea ce privește udarea, cam toate bromeliile preferă o umiditate ridicată a aerului în jurul lor. Mie îmi tot stă mintea la aceea aeriană. Ce facem cu ea? Da, să udă. Tilanția se cheamă. Este o grupă de bromelii aeriene cu rădăcini aeriene care nu se plantează. Este necesar ca măcar de 3 ori pe săptămână să o scufundăm într-un vas cu apă moale. Potrivim cronometrul ceasului la 3 minute. Dacă reușim să respectăm acest orar de 3 ori pe săptămână, udată prin scufundare și în rest stropită de câte ori avem ocazia, avem șanse să vedem și flori pe această plantă, care nu sunt atât de spectaculoase ca la guzmanie sau ca la ihmea, dar sunt foarte, foarte interesante și reprezintă, cel puțin pentru mine, o mare victorie. Înmulțirea la această specie de bromelie se face extrem, extrem de ușor prin decuparea unei părți din frunziș. Asta se leagă frumos cu o sforicică, da? Se face un cârligel și se agață independent. Așa este o plantă nouă. Absolut. Așa, pur și simplu. Atât. Ea preferă o poziție semi-umbrită sau umbrită, deci nu poziții însorite. Și ca temperatură? Bromeliile, toate, temperatura lor minimă de confort este 15 grade. La maximă ne putem duce până la 30 de grade. Să revenim la bromelia epifită. Și avem aici o guzmanie,
bromeliile sunt plante cu înflorire unică. Dar, de la bază, apar puiuți care pot fi recoltați și care constituie baza de plecare pentru o nouă plantă. Acest lucru se întâmplă la toate bromeliile. Și egmea, și vrisea, și guzmania, după înflorire, înflorire care, așa cum am spus, poate dura până la 6 luni de zile, planta aceea va muri. Este bine să îndepărtăm tija florală și să continuăm udarea ei, udare care de regulă se face în rozeta plantei. În interiorul plantei? În interiorul plantei. Acolo apa nu trebuie să dispară niciodată. Dacă ni se pare la un moment dat că acea apă s-a tulburat sau are o culoare nespecifică, nu mai este limpede, eu știu, eventual s-au format ceva alge, fără probleme, aruncăm acea apă, întoarcem planta și aruncăm apa, curățăm cu o cârpă ușor frunzele dacă s-au murdărit și completăm cu apă curată. După înflorire, la circa 6 luni, vor apărea puiuții. Ei pot fi recoltați, ca să zic așa, când ating cel puțin o treime din înălțimea plantei mamă. Este bine ca recoltarea lor să se facă pe cât posibil și cu porțiuni de rădăcină din planta mamă, pentru o mai sigură prindere pe viitor. Putem proceda fie la îndepărtarea frunzelor mature ale plantei mamă, da, operație care nu necesită extraordinar de mare îndemânare și ne permite nouă să vedem mult mai bine locul de unde pleacă puiuții și cum îi putem recolta în cât mai bune condiții. Iată, acum avem în fața ochilor foarte frumos puiuții de guzmanie cu tăieri ferme și precise. Fiecare dintre acești puiuți se plantează într-un ghiveci mic. Ăștia s-au decupat fără rădăcină, nu este nicio problemă. Au capacitatea de a emite rădăcini, se plantează în ghivece mici și, după cum vedeți, în acest pământ rădăcini foarte multe nu sunt. Bromelia, chiar dacă o cumpărăm în ghivece relativ mici, ea nu necesită schimbări în ghivece mari. Și de cele mai multe ori bromelia se schimbă pentru echilibru. Un aspect despre care neapărat aș vrea să vorbim este cum să facem puiuții aia să înflorească. De la prelevarea lor de pe planta mamă, trebuie să treacă cel puțin 8 luni de zile. Îi trebuie un aport de etilenă. Profesionist vorbind, asta se face pe calea artificială. Dar noi, ca și amatori, putem obține flori de la puiuții noștri de bromelie pur și simplu amplasând deasupra rozetei pe care a format-o bromelia un măr copt. Măr copt care are capacitatea asta de a degaja etilenă și să o acoperim cu un plastic. Chestia asta se face cam 2 săptămâni, timp în care mărul ăla trebuie să fie tot timpul sănătos și neapărat copt. După perioada asta se mai ține acoperită încă, să zicem, 2 săptămâni cu folia asta și cu mărul eventual pus lângă. Deci nu îl mai lăsăm pe rozeta de frunză, ci îl punem pe ghiveci lângă plantă. Și după 4 săptămâni, adică o lună de zile, ar trebui să vedem în mijlocul rozetei de frunze apărând bobocul viitoarei noastre flori de bromelie. Aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă aștept și duminica viitoare pe TVR1 de la ora 10 la emisiunea În Grădina Danei. Până atunci, toate cele bune!
Emisiune sponsorizată de Holland Farming, furnizor de biostimulatori, semințe de legume, bondar și control biologic pentru legumicultură.